foarte tare că ai spus de sormea că a fost vreodată cu soțul tău decedat. Înțelegi? Și sormea nu a știut niciodată momentul în care a ieșit din fermă, ea atunci a aflat că tu ai spus treaba asta despre ea. Mor, hai că m-am hotărât și vreau să zic adevărul. Am aflat alea. Aici sunt trei femei care ne-am culcat cu fostul meu iubit, da? Pentru da. Care am divorțat. Da. Trei femei sunt. De aici mi se trage tot. În momentul în care, duminică, am venit la biserică, Claudia, Carmen și eu. Serios? Da. Voi am poze cu ea și cu... Voi avea poze cu ea, nu contează. Nu, nu, nu e vorba de asta. Este un scandal atât de imens, încât eu m-am luat la televizor și am zis că te dau în judecată pentru calomnie. Păi și că dau ce am făcut. Auzi, mamă! Să nu mai îndrăznești să mai vorbești despre mine. Vezi-ți de treaba ta. Pe transport direct spitalul nou. Da? Păi ești caz de... Nu să te binecuvânteze, amin. Eu cu tine am încetat orice fel de discuție. Domnul să te binecuvânteze, amin. O zi... La tine, că aia e atitudine. O zi... Îți broaștele pe gură, dar broască aici, broască aici, broască aici, broască aici. Vorbele vin din izvorul sufletului. Cu cine, mă, cu... Să se ducă pe centură la ea acasă, să scoate silicoarele din față. Gata, mă, din față. Controlează din bașul. Să-și vadă de treaba ei. Și crede-mă că eu am poze și martor. Ce poze ai? Că nu înțeleg. Ce poze ai? Poze de pe vremea aia. Sora a fost virgină până la 19 ani. Nu ai cum să faci asemenea acuzații. Sunt foarte urâte. Sunt acuzatoare. Păi asta nu știi tu. Dar nu este adevărat. Și cu trei femei și cu așa mai departe, că împart femeile. Eu sunt mai ușor cu lea și la tine. Toate astea, nu trebuie să te liniștești. Nu trebuie să dau să-ți iubitem. Hai, du-ți mă! Și acum am dat seama că am vorbit și de fostul meu iubit care stă la mine. Și dacă dau ăștia, m-am tăiat. Păi am zis o cărță de prostie. Numai tâmpenii am vorbit. Că să-ți spun, tu, ca femeie, nu e ok pentru tine, frate, să treci prin toate lucrurile astea, să gândești despre alte femei, că femeile, în general, sunt la fel ca tine, sunt oneste, sunt curate, sunt cinstite. Ba, voi fi găsită pe vreuna, pe alta, așa. Dar la modul general, ăștia așa ceva. Absolut totul este în ziare și pe TV și tot ce vrei tu. Nu vreau să se dea despre fost iubit și din astea. Că ăsta chiar nu te ai gențile, că sunt în casa mea. Vai, dar nu pot să cred, iar, dar n-am știut că să dai așa. Nu contează, dar nu te gândești înainte să faci asemenea acuzații. I-am și zis, vezi că am zis că te voi da în judecată pentru calomnie. Dar între timp calomnia nu mai există în codul penal, așa. Eu n-am venit aici să-mi distrug toată viața și afacerile și tot. Trebuie să zic ceva acum, repede, un minut, vino, că e o problemă. Ce am? Ce mai am? Vino, un minut, e o problemă. Vino, un minut, că e o problemă. Tot ăsta sunt eu și n-am făcut ceva greșit de care să-mi fie mie rușine sau frică.